Salut! Mă numesc George și vreau să vă povestesc cum tata a început să mă urască din momentul în care m-am născut. Și asta din cauza că mama și-a dat viața pentru mine. Aș vrea să vă povestesc cum a început totul. Părinții mei se iubeau foarte mult și de când s-au căsătorit, au pornit la drum cu gândul de a avea mai mulți copii. Din păcate, timpul trecea și nimic nu se lega. Mama nu putea nicicum să rămână însărcinată. Ei bine, de atunci au început frustrările și între ei au început să apară tot mai multe probleme. La un moment dat, când au văzut că tot încearcă, dar e în zadar, s-au hotărât să consulte un medic, deoarece și-au dat și ei seama că era o problemă undeva la mijloc. Din prima clipă, i s-a spus mamei că nu poate avea copii. Habar n-am care erau problemele de sănătate, însă niciun doctor nu-i dădea vreo șansă. Dărâmată fiind de situație, o colegă de la serviciu i-a recomandat un medic foarte bun din străinătate. Când mama a auzit, a început să se intereseze de el și văzând câte cazuri a rezolvat, a făcut tot posibilul să ajungă la el. Chiar de asta a însemnat un efort mare financiar din partea lor. După mult timp și multe tratamente, mama a reușit să rămână însărcinată cu mine. Din câte știu, a fost cel mai frumos cadou pentru ei, deși a fost o sarcină grea și cu multe probleme. Ei bine, totul s-a complicat la naștere, unde eu am supraviețuit și mama din păcate nu. Ea și-a dat viața pentru a mă naște pe mine. Tatăl meu a fost distrus, vă puteți da seama de asta. Și nu doar el, toată familia. Din păcate, tata nu a putut totuși trece peste, deși familia l-a îndemnat să-și îndrepte tot timpul în a mă crește pe mine și a fi recunoscător că mă are, pentru că la urma urmei eram rodul iubirii lor. Tata, în schimb, a ales să mă urască. Și nu spun asta doar pentru că așa cred eu, ci pentru că mi-a spus-o el de multe ori. De când eram mic, dădea vina pe mine pentru moartea mamei, deși eu mereu am încercat să-i explic că ei și-au dorit ca eu să vin pe lume. Nu am cerut eu asta și nu eu i-am făcut vreun rău intenționat mamei, însă el era convins că toată vina mi-a aparține. De exemplu, acum el s-a recăsătorit și cu noi locuiește și copilul soției lui, care nu are nicio treabă cu mine sau cu el. Însă tata îl preferă pe el în locul meu, deși sunt singurul lui copil. La un moment dat am surprins o conversație între tata și bunicul meu, și am rămas șocat să aud ce părere are tata despre mine. Eu nu înțeleg de ce îți renegi atât propriul fiu. Pentru ce îl acuzi? Pentru moartea soției tale? El nu are nicio vină și nu câștigi nimic dacă te comporți așa. Dacă aș fi în locul tău, l-aș iubi din tot sufletul meu, fiindcă doar el ți-a mai rămas și e cea mai frumoasă amintire lăsată de soția ta. Nu mă interesează. Pentru mine e doar omul care mi-a furat femeia iubită de lângă mine. Oricât am încercat, nu am putut să-l privesc cu alți ochi. Nu știu de ce am susținut o să facă tot posibilul să rămână însărcinată. Nu era bine așa cum eram, doar noi doi. A fost dorința ei cea mai mare și dacă ai fi iubit-o atât de mult precum zici, nu i-ai fi făcut asta fiului vostru. Îți dai seama ce dureros ar fi pentru ea să vadă acum cum te comporți tu cu el, până și pe fiul tău vitreg îl iubești mai mult. Pentru tine e ușor să vorbești. Nu ai trecut prin tot ce am trecut eu. Nu știi cum e să împarți casa cu un copil venit pe lume ca să-ți ia soția de lângă. Nu ai cum să știi. Tata m-a acuzat non-stop. Pentru el, eu eram cel care i-a răpit fericirea. Mult timp am încercat să fac tot posibilul să-l fac mândru și să intru în grațiile lui. Însă orice notă mare pe care o luam, orice premiu câștigat, erau zero în comparație cu fiul lui vitreg, care nu făcea absolut nimic și era în mintea tatălui meu, mult mai bun. Ei bine, la un moment dat au început să apară tot felul de conflicte între mine și Darius, fratele meu vitreg, să-i spun așa, deși nu mi-era nimic de sânge. Faza e că lui i se urcase foarte mult la cap văzând că tata îl preferă pe el și pe mine nu. Și cumva a început să se creadă superior și să considere că are tot dreptul la ce am eu, ba chiar mai mult de atât. A început prin a-mi lua din lucruri, apoi camera și tot așa. Și faza e că tata îi permitea absolut tot, iar dacă eu scoteam vreun cuvânt, eram pus la perete. Mă simțeam ca un străin în propria mea casă. Și Darius, care venise de nicăieri, a reușit să își facă loc în inima tatălui meu instant. De acolo au început multe certuri și de cele mai multe ori Darius profita și mă lovea, unde mă durea cel mai tare. Tatăl tău nici măcar nu te suportă. Eu în locul tău îmi făceam bagajele și plecam de acasă. Chiar, cum este te simți așa dat la o parte? Eu acum, de exemplu, am doi tați. Părinții mei chiar de-au divorțat. Mă iubesc la fel de mult. Și acum până și tatăl tău ține mai mult la mine decât la tine. Eu zic că ai tu ceva probleme și de aia. Taci odată că habar n-ai ce vorbești. Scoți pe gură numai răutăți. Nu știu ce fel de om ești de te satisface atât de mult cum se poartă tata cu mine. Când știi foarte bine că e nedrept și știi care e motivul real. Te rog, ieși din camera mea, vreau să stau singur.
Nu, tu să ieși. Tatăl tău mi-a zis că de azi asta poate fi camera mea dacă vreau. Și chiar o vreau, așa că du-te să dormi în altă parte. Și cât mai repede, pentru că am treabă. Poftim, ai nebunit? Nu te las în camera mea nici în ruptul capului. Asta e camera pe care mama a decorat-o special pentru mine. Aici mă simt mai aproape de ea. Nu o să te las pe tine să strici asta. Pleacă de aici. Bineînțeles că a ieșit tot cum a vrut el. Pentru că tata doar mie îmi punea limite. Trebuie să recunosc, eram gelos. Eram gelos să văd cum zi de zi relația lor evoluează și tata se comporta cu el atât de minunat, iar pe mine mă dădea în spate. La un moment dat am aflat că noua lui soție așteaptă un copil. Din prima clipă am simțit că asta ne va distanța și mai mult și chiar așa a și fost. Eu eram ultimul în familie. De fapt, nici măcar nu mai eram băgat în seamă. Tata așa amintea de mine doar când avea chef de ceartă. Atunci am decis să schimb ceva și am vorbit cu sora mamei mele să mă mut la ea. Nici ea nu avea copil. Stătea singură și cu ea mereu m-am înțeles excelent. Așa că mutarea cu ea părea cea mai bună soluție pentru mine. Am sperat totuși că tatăl meu mă va opri și își va da seama că mă va pierde dacă va continua cu acea atitudine. Însă, îndată ce i-am spus ce am de gând să fac, s-a bucurat și s-a oferit să-mi cumpere chiar și bilet. Pentru el era o ușurare că aveam să plec. Mai ales că acum avea o altă familie care era pe placul lui. Tată, chiar vrei să plec? Adică dacă tu spui să rămân, o să o fac. Eu te iubesc extrem de mult și chiar mi-aș dori să încercăm să avem o relație tată-fiu așa cum trebuie. Dacă tu vrei să stai cu mătușa ta, pe mine nu mă deranjează. Ba chiar mă bucur pentru că ea e singură și mereu a ținut la tine. Așa că vă veți ține companie unul altuia. Da, dar locul meu e lângă tine. De-aia te întreb. Eu oricum o vizitez pe mătușa des. Deci nu e vorba de asta. Te rog, spune-mi ce să fac, nu vreau să plec. M-aș simți prost să o fac. Ți-am zis, du-te, nu te mai gândi la mine. Eu sunt bine, eu stau cu frații tăi, sunt fericit și împlinit cu ei. Ba chiar cred că așa am scăpat de tensiunea dintre noi dacă nu am mai stat împreună. Chiar cred că ai luat cea mai bună alegere. De fapt, am fi evitat multe chestii dacă făceam asta de la început. Și cam asta a fost, am plecat. Oricât am încercat să trag de tata să văd că își dorește să rămân, era în zadar. Ba chiar mai avea puțin și mă împingea el să plec. Nici până ziua de azi, relația noastră nu e una mai bună. Și îmi pare rău că nu pot să fac nimic să schimb asta. Bună, mă numesc Corina. Ce am să vă povestesc azi nu e ceva ce mă face mândră. Din contră, mi este rușine de mine. Însă vreau să vă povestesc experiența mea, sperând că voi reuși să ajut alte fete, care din naivitate sunt predispuse să treacă prin ce am trecut și eu. Prima mea relație am avut-o la 15 ani, doar că nu știam deloc cu ce se mănâncă. Părinții mei au fost mereu foarte stricți în legătură cu asta și nici nu voiau să audă să fiu cu cineva până la 20 de ani, cum spuneau ei. Așa că nici nu se punea problema să-i întreb ceva sau să mă ajute cu vreun sfat. Prietene trecute prin asta nu prea aveam. De fapt, singura mea prietena era mult mai cuminte și mai timidă ca mine și nici nu-și dorea să fie cu cineva prea curând. Iar pe internet găseai o sumedenie de informații, dar nu știai care sunt pe bune și care nu. Și nimeni nu vorbea deschis despre ce să faci și să nu faci într-o relație. Așa că am început o relație cu Andy fără să știu nimic și m-am lăsat condusă de el. De fapt, asta a fost cea mai mare greșeală. Andy era cu 2 ani mai mare ca mine. Îl știam de ceva timp și știam că are ceva experiență cu fetele, pentru că îl mai văzusem și cu altele. Eu am început fiind foarte timidă, nici măcar nu voiam să stau prea aproape de el, apoi să-l mai sărut și alte chestii. Însă ușor, ușor mi-a intrat pe sub piele și m-a făcut să fac tot ce el îmi spunea. De fapt, chiar cred că el reușea foarte bine să mă manipuleze, fiindcă într-un timp destul de scurt a început să mă convingă să fac lucruri care mie nici prin cap nu-mi treceau. Chestiile mai grave au început când el a plecat pentru o lună din țară. Noi am continuat să avem o relație chiar și așa, la distanță. Pentru mine nu era deloc greu, adică da, îi simțeam lipsa, însă vorbeam des și o lună avea să treacă repede, doar că el a început să insiste să-i trimit poze cu mine. Și nu orice fel de poze, dacă mă înțelegeți ce spun. Poze în care hainele cam lipseau. Eu evident că am refuzat, fiindcă nu mă simțeam confortabil să fac așa ceva. Însă el s-a supărat și m-a amenințat că relația noastră se va strica dacă nu-i fac pe plac. Eu eram foarte îndrăgostită de el și nu voiam să-l pierd, însă nu știam cum să procedez în această situație. Și singura persoană cu care puteam vorbi era prietena mea, despre care vă spuneam, iar ea habar nu avea cu ce se mănâncă o relație. I-am zis să stai în locul lui. Nu trebuie să-i dai nicio poză cu tine așa.
Asta nu e dovadă de iubire. Știu că nu am nicio relație, dar categoric nu e nimic bun în a trimite astfel de poze. De ce are nevoie de ele? Să fim serioși. Oricum, mie nu mi-a plăcut niciodată de el. Chiar cred că e mai bine să scap de el odată. Nu, nu mai spune asta. Habar n-ai cât de mult îl iubesc. E prima mea iubire, mă văd alături de el toată viața. Ar fi culmea să-l pierd dintr-o prostie de genul. Da, nu vreau să o fac, mi se pare aiurea. Și mai ales că nu mă simt eu ok să fac asta. Dar dacă tot insistă, o să o fac. Doar ca să-l țin lângă mine. Dacă te iubești, o să stea lângă tine și fără să-i ofere astfel de chestii. Eu nu zic ce să faci, dar te rog să te gândești de 10 ori înainte. Știi cât de multe probleme se pot întâmpla. Nu-i da, și dacă se desparte de tine e ok, măcar ai văzut adevărata față. Nu știu de ce am venit la tine să-mi dai un sfat. Ți-am zis, tu nu ai cum să înțelegi ce simt eu pentru el. Și na, într-un cuplu trebuie să mai lași și de la tine și să faci sacrificii, nu-i așa? Mă rog, o să văd eu ce să fac. Mai discut cu el și iau o decizie atunci. Am stat mult timp și m-am gândit, însă Andy punea multă presiune pe mine, așa că într-un moment de disperare am făcut-o. Mă simțeam foarte prost, însă el mă făcea să fiu mai ok cu asta. Îmi dădea încredere în mine și îmi spunea în continuu că e ok și că e ceva normal. Și așa eu cădeam în plasă și mai trimiteam de câte ori voia el. Din păcate, lucrurile astea nu s-au oprit doar la niște poze. El voia tot mai mult și atunci cu durere în suflet am zis că nu, nu se mai poate. Fiindcă am început eu să-mi dau seama că e drăguț cu mine doar când vrea lucruri de genul. În rest, de-abia mă băga în seamă. Cumva am căzuse eșarfa de pe ochi. Doar că evident lucrurile nu au putut să se încheie frumos. Și Andy a început să mă amenințe cu acele poze. Atunci am simțit că totul s-a întors împotriva mea. Și nu mai știam ce să fac. Eram disperată. Mai ales că el spunea că dacă nu ne împăcăm, va trimite pozele părinților mei. Eu eram îngrozită. Nu știu ce să fac. Andy mă amenință cu acele poze și mi-e teamă să nu afle ai mei. Doar știi cât de strict sunt ei în privința asta. Dacă află, s-a terminat cu mine. Și nu doar atât. Îmi e rușine cu ce am făcut. Mă simt oribil. Sunt eu dezamăgită de mine. Eu ți-am zis că așa se va întâmpla. Dar nu ai vrut să mă asculți. De ce a trebuit să o faci? Nu mă pricep eu la relații, dar era clar că băiatul nu voia nimic serios. De fapt, voia doar să profite de tine. Și e nasol că l-ai și lăsat. Acum, eu nu cred că va merge atât de departe încât să le zică părinților tăi. Probabil vrea doar să te sperie. Ba da, eu îl cred, fiindcă el nu e un băiat cu capul pe umeri. Lui nu-i pasă de cei din jur. Și în ultima vreme mi-a demonstrat că îi face plăcere să facă rău altor oameni. Îmi groază de el. Cu tot ce i-am trimis mă poate distruge lejer. Îți dai seama ce părere o să aibă lumea. Ce ai trimis tu e confidențial și sunt sigură că dacă ai merge la poliție sau ceva, ei ar fi de partea ta și el ar plăti pentru tot ce face. Fă-l să înțeleagă chestia asta. Poate așa își dă seama că nu e ok să se joace cu focul. Prietena mea mi-a dat sfaturi bune, dar mi-a fost greu să le pun în aplicare. Mai ales că mi-era frică să nu-l provoc. Însă a început să mă șantajeze și mai mult. Și nu a mai suportat. I-am zis că merg la poliție. El evident că nu m-a crezut în stare și s-a răzbunat. A scos niște poze, le-a pus în plic și le-a trimis părinților mei. Ei când au văzut asta mai să facă infart. Eu venisem acasă după ore, iar ei mă așteptau cu acele poze în mână. Nici nu vreți să știți. De fapt, nici nu vă puteți imagina ce scandal a ieșit în acel moment. Tu, fetiță, ești normală la cap? Ce ți-am zis noi legat de relații? Ce ți-am zis că până la 20 de ani tu nu ai ce să cauți cu vreun băiat? De ce nu ne-ai ascultat? Cum e posibil așa ceva? Noi te-am educat așa cum trebuie și tu ai ajuns bătaia de joc a unor puști. Să-ți fie rușine. Ai scăzut în ochii noștri. Ne e rușine cu tine. Mamă, iartă-mă. Crede-mă că nu am vrut să se întâmple așa. Era prima mea relație. Nu am știut cu ce se mănâncă și am crezut în el. Pur și simplu m-am lăsat manipulată și am făcut ce a vrut. Îmi pare rău, dar vă rog acum să mă ajutați. Mi-e frică să nu ajung acele poze și pe mâna altcuiva. Gen, nu știu, la școală. Și ce vrei să facem noi? Ai luat decizia de a te expune așa? Acum asumă-ți. Trebuia să te gândești înainte să lași pe mâna unui băiat astfel de poze cu tine. Era clar că relația se va termina și mai mult ca sigur se va folosi de ele. Când iubești, nu te gândești la astfel de chestii. Tu chiar nu ai fost așa? Eu nu m-am gândit că ne vom despărți. Eu mă gândeam că vom fi împreună mereu. Dar a fost evident greșeala mea. De unde era să știu? Că doar nu intri într-o relație gândindu-te la o eventuală despărțire, nu-i așa? Ai mei m-au pedepsit.
M-au certat și mi-au interzis multe lucruri, dar m-au ajutat să-l pun la punct pe Andy. Au mers ei la poliție, la părinții lui și au rezolvat să-l pună cu botul pe labe, să spun așa. De atunci, nu mi-a mai trebuit relație și am așteptat să fiu pregătită și mai ales să mă maturizez suficient încât să am una. Aveți mare grijă la astfel de lucruri și nu lăsați pe mâna cuiva astfel de poze sau filmări. Nu se știe niciodată. Dacă nu vă protejați voi, nu o să facă nimeni altcineva. Salut, mă numesc Cristi și vreau să vă povestesc cum profesoarei mele de matematică i s-a făcut milă de mine și de frații mei și ne-a adoptat pe toți. Până în acel moment am trăit o viață grea și tristă, însă acum în sfârșit pot spune că am cunoscut fericirea. Când mama mea m-a născut, avea doar 15 ani. Vă dați seama că niciodată nu a fost pregătită să fie mamă. La vârsta aceea, încă te joci cu prietenii pe afară, în niciun caz nu faci copii. În fine, ideea e că a trebuit să mă crească ea. Fără tată, fiindcă evident că tipul cu care mă făcuse a fugit când a auzit că are o responsabilitate. Eu am avut o viață grea. Când aveam aproximativ 2 ani, mama s-a căsătorit cu un bărbat mai în vârstă care i-a promis că va avea grijă de ea și de mine. Însă nu a fost deloc așa. După căsătorie a mai urmat o naștere și apoi încă una. Și așa mama s-a trezit cu 3 copii și un soț care stă de dimineață până seara la bar. Din păcate, ea nu a știut să o ia pe alt drum și a început să facă aceeași chestie ca și el. Și așa, eu cu frații mei mai mici trăiam într-o casă mică cu 2 părinți bețivi care dădeau toți banii pe băutură. Și să ne înțelegem, singura sursă de venite din casa noastră era alocația noastră. Eu cu frații mei înduram foamea, frigul și treceam prin multe greutăți. Și cel mai urât era că eu eram responsabil de ei, fiind cel mai mare. Încă de mic mergeam pe la vecini acasă să-i mai ajut cu diferite treburi ca să-mi ofere și ei ceva de mâncare la schimb. Țin minte și acum că niciodată nu acceptam banii, că dacă mama mă prindea cu ei, mi-i lua și i-i arunca pe băutură și pe țigări. La un moment dat, unui vecin i se făcuse milă de mine, fiindcă nu știam să scriu și să citesc prea bine. Și s-a oferit să aibă grijă de mine și să mă ducă zi de zi la școală, deoarece eu nu prea mergeam, pentru că era destul de departe, undeva la 4 km de noi și nu puteam să-mi las frații singuri atâta timp. La început a fost scandalul pe tema asta, fiindcă mama nu voia să mă lase, zicând că școala nu e de mine, dar atunci vecinul a amenințat-o că va chema poliția și protecția copilului și mi-a dat voie până la urmă. Deși tot încerca să mă facă pe mine să mă răzgândesc, zicându-mi tot felul de chestii neadevărate și sincer mai avea puțin și reușea să mă convingă să renunț. Dar noroc cu vecinul că nu am făcut-o. Nu știu dacă e bine să merg la școală. Mama mi-a spus că sunt mulți copii răi acolo și că își vor bate joc de mine, că nu știu tot ce știu ei și vor face și diferențe, fiindcă ei sunt mai bogați și eu clar nu am nimic. Iar legat de asta nici măcar nu am cu ce să mă îmbrac. Majoritatea hainelor mele sunt rupte și vai de capul lor. Mai bine rămân unde mi-e locul. Mama ta ți-a băgat tot felul de frici în cap și nu trebuie să o lași. Școala nu e atât de neagră cum ți-a descris-o ea. Acum îți spun sincer, dacă vrei să îți depășești puțin condiția și să ieși din viața pe care o ai acum, ai nevoie de școală. Trebuie să știi măcar lucrurile de bază. Eu chiar vreau să te ajut, dar trebuie și tu să mă lași. Iar legat de haine nu se pune problema, că am să te ajut și cu asta. Și dumneavoastră credeți că va fi bine? Eu chiar vreau să ajung mai departe în viață, măcar să am și eu o căsuță și viața mea. Nu vreau să trăiesc așa pentru totdeauna, vreau să devin mai bun. Doar așa vei putea. Știu că va fi greu să te acomodezi, poate vei da și peste un coleg mai nasol, dar sunt chestii pe care va trebui să le confrunți ca să ajungi în punctul dorit. Până la urmă am fost convins și am acceptat. Am început să merg din nou la școală și, deși m-am confruntat cu niște colegi răutăcioși, am făcut tot posibilul să fiu tare și să trec peste, așa cum mi s-a spus. Ce vreau eu să vă spun e că acolo am dat peste cea mai minunată persoană, profesoara de matematică. Când doamna profesoară mi-a aflat povestea, a fost extrem de impresionată și a început să-și dedice foarte mult timp în a mă învăța și a mă ajuta. Cumva relația noastră se dezvolta. Nu mai eram doar profesor-elev, era ca o mamă pentru mine. Zi de zi mi-aducea mâncare și pentru mine, dar și pentru frații mei. Îmi mai dădea bani de buzunar și avea grijă să fiu bine îmbrăcat, mai ales iarna. La un moment dat, tatăl meu vitreg a văzut aceste lucruri și s-a înfuriat, fiindcă și-a dat seama că primeam bani și lui nu-i dădeam. Atunci a izbucnit o ceartă între noi care s-a lăsat cu bătaie. Evident că eu am fost cel bătut. De ce ai bani? De când te duci la școală aia te ții cam bine, văd. Nu crezi că ar trebui să ne ajuți și pe noi? Că la urma urmei, noi te-am crescut. Să-ți fie rușine că uite ce bine îmbrăcat ești tu și mâncat și nouă nu ne dai 10 lei să ne luăm și noi o bere. Că știm că ai bani și îi primești de undeva. Ia zi, cine te alimentează?
Sau te-ai apucat să faci prostii și să o iei pe un drum nasol? Nu te cert, dar sunt curios. Nu fac nimic rău. Nu aș fi în stare de așa ceva. Doamna profesoară de matematică mă ajută cu haine și cu mâncare. Și pentru mine și pentru frații mei. Dar atât. Nu am altceva ce să-ți dau. Tot ce am primit până acum am adus acasă. Băi, nu mă lua pe mine cu de-astea. Că știu că îți dă și bani. Mi-a zis tanti Viorica de la magazin că acum câteva zile ai mers să-ți cumperi de mâncare și ai plătit. Așa că nu ai cum să mă păcălești. Hai, fii un băiat bun și dăm banii pe care îi ai ca să ne luăm și noi o bere. Măcar să sărbătorim și noi ca lumea, că de acum are cine să ne dea și nouă niște bani frumoși. Eu refuzasem, fiindcă am pus banii deoparte pentru zile mai negre. Mă gândeam să iau în caz că frații mei au nevoie de mâncare sau, Doamne ferește, medicamente. După ce l-am refuzat, a început să mă bată. Nu era pentru prima dată, însă de data aceasta a fost mult mai grav. A doua zi am mers la școală plin de vânătăi și când doamna profesoară m-a văzut, a început să plângă. Atunci m-a întrebat cu lacrimi în ochi dacă aș vrea să mă adopte, fiindcă ea nu avea copil, și eu i-am zis că da, deși nu credeam că vorbește serios. Când a auzit, nu a mai stat pe gânduri, a dat câteva telefoane și s-a dus la ai mei la poartă cu niște avocați să discute despre asta. Ai mei au fost revoltați, evident, însă li s-a spus clar că noi avem niște drepturi și se vedea cum ei își tratează copiii. Nu mai zic că și vecinii ne-au ajutat foarte mult în treaba asta. Singura mea condiție a fost ca și frații mei să vină cu mine și doamna profesoară a acceptat. A durat ceva până se rezolve totul legal, dar până la urmă a venit și ziua în care am devenit liberi. În acea clipă și mama mea și tatăl meu vitreg mi-a zis că o să regret și că ei nu vor să mai audă de noi. O să regretați! O să vezi că femeia asta nu va fi capabilă să vă iubească și în curând vă va da afară. Atunci să vă văd că noi nu vă vom mai primi în casa noastră. Ești un nerecunoscător. Nu știi să-ți apreciezi părinții și niciodată nu ai făcut-o. Să-ți fie rușine. Acum tot satul vorbește de noi. De-aia nu se merită să faci vreun copil. Crezi că te poți baza pe el? Și uite, nu vine să cred că tot voi spuneți asta. De ce încercați să mă faceți să mă simt vinovat când știți bine că eu nu am nicio vină? Voi ne-ați ținut înfometați și v-ați bătut joc de noi ca să aveți băutură și acum tot noi suntem cei răi. Ia iurea! Sunt sigur că doamna profesoară ne va iubi. Pentru mine ea e mama mea, fiindcă alături de ea am simțit pentru prima oară ce înseamnă iubirea de mamă. Doamna profesoară, pe care o consider mama mea, a avut grijă de noi în toți acești ani. Și deși eu acum sunt pe picioarele mele, să spun așa, frații mei mai mici sunt în grija ei și suntem o familie extrem de fericită. Mama mea adevărată a rămas cu soțul ei, însă nu s-au schimbat deloc. Toată ziua cu băutura la gură. Între timp eu am mai încercat să o ajut, însă a fost în zadar. Salut, mă numesc Dorin și vreau să vă povestesc cum bunicul meu mi-a făcut cea mai îngrozitoare farsă care mai apoi s-a dovedit a fi adevărată, doar că eu nu l-am mai crezut. Bunicul meu a fost un om extrem de haios. De fapt, de când îl știu, a fost pus pe șotii. Lui nu era frică de moarte sau de bătrânețe, mereu glumea pe seama lor. Și sincer vă spun, de multe ori eram supărat pe treaba asta, fiindcă el nu avea nicio treabă, însă pe mine m-a afectat doar gândul că lui îi se va putea întâmpla ceva. Pot spune că era mai apropiat de el decât de tatăl meu, adică asta cu siguranță, fiindcă el a fost de când eram eu mic în preajma mea. În timpul săptămânii eram lăsat la el ca să mă ducă la școală și toate cele. Și abia în weekend mergeam la părinți și chiar și atunci. De multe ori refuzam să o fac și petreceam timpul cu el. Când părinții mei au divorțat, pot spune că am rămas definitiv în grija lui. Tata nu avea niciodată timp de mine, iar mama își refăcuse viața aproape instant după divorț. Și vă dați seama că eu mă simțeam mereu în plus, așa că eram doar noi doi, la bine și la greu. Bunica mea nu mai era de mulți ani, așa că bunicul era fericit să mă aibă în preajma lui fiind singur. Într-o zi când m-am întors de la școală, îl găsesc mai abătut pe bunicul. Părea să se simtă rău și nu știam exact ce are. În acel moment mă panicasem, însă nu voiam să-i arăt că sunt așa. Îi voiam să-i transmit o siguranță, însă el mi-a zis că vrea doar să se odihnească. De multe ori avea dureri de cap și îi spuneam să se întindă pe mine ca să-i fac masaj. Era o chestie normală la noi, așa că în acea zi s-a pus pe picioarele mele și eu îl masam să-și revină și povesteam, însă deodată nu mai spunea nimic. Vă spun sincer că mi se oprise inima în loc. Am început să-l mișc, să-l strig și nimic, nu se mișca, nu scotea niciun sunet, absolut nimic. În acel moment m-am gândit că a murit în brațele mele. Instant am pus mâna pe telefon și când am vrut să sun la salvare, bunicul se ridică și îmi spune că e țeapă. El îmi făcuse o glumă să vadă cum reacționez. Mie sincer îmi picase fața și începusem să plâng necontrolat,
fiindcă chiar am crezut că el a murit pe bune. Așa părea și pentru mine ăla era cel mai mare coșmar. Plus că nu se glumește cu așa ceva și știu că în acea zi m-am supărat pe el și nu am mai vorbit câteva zile. Așa ceva nu se face, cum poți glumi cu asta? Habar n-ai cât de tare m-am speriat. Am simțit că îmi pocnește inima din piept. Doar știi cât de mult te iubesc și țin la tine. Să te pierd așa ar fi cea mai mare durere pentru mine. Hai mă că a fost doar o glumă. Nu știu de ce ești atât de panicat. Odată și odată tot o să mor. Obișnuiește-te cu gândul ăsta. Trebuie să știi că nu se va întâmpla nimic rău. E un proces natural, firesc și omenesc. Iartă-mă dacă te-am speriat așa rău. Știi că eu sunt mai pus pe glume. Nu am vrut să o duc așa departe, dar am vrut să-ți văd reacția. Îmi pare rău. Să-mi vezi reacția? Ce reacție crezi tu că aș fi putut avea? Știu că moartea e ceva firesc, dar asta nu înseamnă că o accept. Nu vreau ca tu vreodată să pleci de lângă mine și niciodată nu o să pot vedea asta ca pe ceva normal. Logic că o să sufăr și atunci. Te rog eu, nu mai fă de astea. Mă rog, și dacă vei mai face, eu nu am să te mai cred niciodată. Gata, gata, iartă-mă. Promit că nu se va mai întâmpla. Uneori uit că am o vârstă și chestiile astea sunt depășite. Că dacă făceam asta la vârsta ta era amuzant și toată lumea râdea. Bunicule, vreau doar să știi că ești totul pentru mine și nu vreau să mă lași singur. Să știi că m-am supărat rău pe tine pentru asta. Când te-am văzut așa, am simțit că mor eu. Poate că bunicul a vrut ca eu să fiu mai relaxat în privința morții. Dar să fim serioși, cine ar putea să devină așa vreodată? Mai ales când e vorba de cineva drag. La un moment dat, mama s-a decis să plece din țară cu noul ei iubit și a vrut să mă ia și pe mine cu ea. Eu nu prea am stat mult pe gânduri și am refuzat. Însă nu era tocmai o întrebare. Mama chiar voia să mă ia cu ea, chiar de nu eu voiam asta. Eu de felul meu am fost mereu extrem de ascultător și niciodată nu am făcut crize sau ceva. Dar atunci s-a declanșat ceva în mine și am încercat să-i explic mamei pe toate limbile posibile că eu nu plec și voi rămâne cu bunicul. Bineînțeles că părerea mea nu conta. Așa că am fugit de la ea și m-am dus direct acasă la bunicul și m-am ascuns acolo. În acel moment, el a încercat să mă convingă că e cea mai bună decizie pentru mine și că ar trebui să o fac. Însă eu simțeam că nu puteam să îl las acolo. Trebuie să mergi. E mama ta și în plus îți va fi mai bine acolo. Gândește-te câte oportunități vei avea. Poți să mergi la o școală mai bună și cine știe, vei întâlni o franțuzoaică de aia cu nasul pe sus care te va face să-ți pierzi mințile. Bunicule, nu mai glumi și cu asta, te rog eu mult. Eu am crescut cu tine. Pentru mine tu ești și mama și tata. Nu vreau să merg cu ea acolo. Aici am tot ce iubesc. Pe tine, casa asta, prietenii mei. Mama e mereu ocupată cu noul ei iubit. Mai mult ca sigur, nici nu mă va băga în seamă. Te rog, ajută-mă să o conving să nu mă ia cu ea. Te rog eu mult. Eu te înțeleg. Știi că și eu te ador și aș vrea să rămâi aici, dar e mama ta și trebuie să o ascultăm. Eu chiar nu pot face nimic. Am încercat la început să vorbesc cu ea, dar mai mult de atât nu pot. Dar lasă că mi-a promis că odată la 6 luni ne vom revedea și va fi totul bine. Odată la 6 luni? Nu, în niciun caz. Eu refuz să merg cu ea. Mă poți ține aici? Poți să spui că am fugit de acasă și nici tu nu știi unde sunt. Habar n-am, inventăm noi ceva, că doar suntem buni la asta. Dar îți spun, eu nu merg cu ea. Bineînțeles că bunicul nu mi-a ascultat ideea și până la urmă m-a convins să accept. Deși nu voiam asta și avea și el lacrimi în ochi. Ultimele zile din România am vrut să le petrec cu el și mama a acceptat. La un moment dat, când stăteam în cameră, îl văd pe bunicul puțin obosit cum se întinde pe canapea. Eu mă jucam pe calculator fix lângă el, când deodată văd că îi cade mâna în gol. Mă uit la el, îl strig, dar nu-mi răspunde. Atunci m-am gândit că iar are chef de glume și nu l-am mai băgat în seama. Însă văd că trece 10, 20, 30 de minute și bunicul nu se mișca. Atunci am început să mă panichez și să trag de el. Am sunat repede la salvare, la tata și când au ajuns au spus că bunicul decedase. Atunci mi-a picat tot cerul în cap. Ceea ce am crezut că e iar o glumă s-a rezultat ca fiind adevărat. După înmormântare mi-am petrecut puțin timp și cu tata înainte să plec. Și eu am început să dau vina pe mine pentru tot. Și asta din cauza că îmi făcusem tot felul de filme în cap. Poate dacă nu credeam că iar face mișto de mine și făceam ceva, la timp îl salvam. Așa eu am stat câteva minute bune. Chiar mă simt extrem de vinovat pentru ce s-a întâmplat. Dar de unde era să știu că el mai face de astea? Și nu a dat deloc semn că așa ceva se va întâmpla. Părea bine, sănătos. Nu trebuie să te simți vinovat pentru nimic. Ai văzut că și medicii au spus că a fost o moarte rapidă. Bunicul tău avea probleme dinainte, doar că noi nu știam. Te rog, nu mai te chinui cu asta. Lui nu i-ar place să te vadă așa. Gândește-te la asta.
Și în plus, acum categoric e într-un loc mai bun. Păstrează-l frumos în inima ta. Asta fac, dar doare. Măcar de aș fi putut să-i spun cât înseamnă pentru mine. Crede-mă că el știa, de aia zic. Tu stai liniștit și nu te mai chinui cu tot felul de gânduri, bine? La scurt timp am plecat cu mama din țară și am simțit că las în urmă o parte din mine. Ce pot să spun? Bunicul va rămâne mereu în memoria mea și în inima mea. Și vă sfătuiesc să nu glumiți niciodată cu moartea și cu astfel de chestii. Că mai apoi poate să vi se întâmple ceva pe bune și oamenii să nu mai creadă. Salut! Numele meu este Silviu. Mama mea și-a distrus viața după moartea surorii ei. Iar acum a ajuns să locuiască într-o ghenă de gunoi din cauza rudelor ei. Povestea e mai complicată de atât, așa că stați până la final. Era un moment în care familia mea era unită. Părinții mei se iubeau și totul era relativ bine. Însă sora mea geamănă a mamei mele a murit într-un accident, iar asta a pus-o pe mama la pământ și a dat-o peste cap total. Ea își iubea sora, ca pe ochii din cap, și să o piardă în acest fel atât de devreme a fost prea mult pentru ea. Din acel moment, viața noastră s-a schimbat. Mama nu mai era la fel, era foarte nervoasă, nu mai suporta pe nimeni în jurul ei și își alina durerea în băutură, ceea ce era groaznic pentru ea, fiindcă a mai avut probleme cu băutura în tinerețe, după care s-a lăsat și nu a mai pus gura deloc până acum. Eu cu tata am făcut tot posibilul să-i fim alături și să o ajutăm, însă ea nu se lăsa ajutată. Din contră, ne dădea la o parte și mai mult. A fost o perioadă oribilă. Zi de zi venea beată acasă, se apucase și de fumat, umbla haihui pe străzi și nu mai asculta de nimeni și de nimic. Noi am crezut că e ceva de moment și că își va reveni, dar nu a mai fost așa. Tata a încercat să o ajute, inclusiv să o ducă într-un loc special pentru alcoolici, să își revină. Ba chiar și la terapeut au fost, dar degeaba. Cu cât tata a încercat mai mult, cu atât mama se răzbuna și mai mult pe el. Într-o seară, eu cu tata am ieșit la niște cumpărături și ne-am întins puțin cu toată treaba asta și am ajuns acasă după vreo 2-3 ore. Când am ajuns și tata a intrat în dormitor, a găsit-o pe mama cu un alt bărbat. Amândoi beți și vai de capul lor. Cred că vă puteți da seama că mama l-a înșelat pe tatăl meu. Tata, bineînțeles că s-a luat la ceartă cu ea după ce l-a dat pe ăla afară din casă, dar mamei nu i-a păsat. De fapt, a zis că l-a cunoscut pe respectivul la bar și a vrut să-i mulțumească în vreun fel, pentru că i-a făcut cinste cu băutura. Tata a luat o razna atunci și a decis că nu se mai poate și că mama nu-și va mai reveni, pentru că nu mai vrea. Așa că a dat niște telefoane, m-a pus să-mi fac bagajele și ne-a mutat într-o chirie pentru o perioadă, deoarece tata avea în cap să plecăm din țară. Păi și acum ce facem? E o chestie de moment să-și dea mama seama că își pierde familia sau e ceva definitiv? Vrei să divorțezi de ea sau ce? Habar n-am ce se va întâmpla. Însă nu pot trece peste faptul că m-a înșelat. Iar legat de faptul că e alcoolică, ai văzut. Am încercat să o ajut, să fac tot posibilul să o înțeleg, dar a fost în zadar. Ea se scufundă din ce în ce mai mult. Cred că e momentul să ne vedem de viața noastră și să mergem mai departe. Păi și vrei să o lași așa, în urmă? Adică, dacă va păți ceva, uite-te la ea. E într-o stare deplorabilă și parcă e din ce în ce mai rău. Măcar îi lași casa să aibă unde să stea? Fiule, atunci când oamenii aleg să o ia pe căi greșite, trebuie să încerci să-i aduci înapoi. Dacă tot încerci și nu reușești, pleci, fiindcă ei au ales deja și nu-ți poți permite ca și tu să fii tras după ei. Îți datorezi asta ție. La fel și în cazul meu, o iubesc pe mama ta, am făcut tot posibilul, dar îți datorez ție o viață mai bună și de aia trebuie să trec peste. Evident că o să-i las casa și o să am grijă să aibă și niște bani lunar, dar mai mult de atât nu pot face. Cum am zis, ne-am mutat într-o chirie pe moment, însă tata a crezut că ar fi mai bine să plecăm în străinătate la fratele lui, deoarece acolo am avea mai multe șanse, pentru că oricum în România nu mai aveam nimic, deoarece i-a lăsat casa mamei. Eu am mai încercat să vorbesc cu ea înainte de a pleca, dar mereu m-a respins și a spus că nu-i mai pasă de nimic și vrea doar să o lăsăm în pace și, din păcate, dorința i-a fost ascultată. Eu în continuare mi-am făcut griji pentru ea, chiar și când am plecat din țară, că la urma urmei era mama și era normal. De multe ori o sunam și nu primeam niciun semn, dar noroc cu tata, care ținea legătura cu un vecin și îi spunea el ce mai face. La un moment dat am aflat de la respectivul că verișorii mamei locuiesc în casă și că pe ea nu am mai văzut-o de minim o săptămână. Atunci ne-am îngrijorat și cum nu aveam cum să mai dăm de ea și să o sunăm, ne-am întors în țară să o căutăm, pentru că ne era frică și ne gândeam și la posibilitatea să nu mai fie în viață. Îmi e groază, mă simt oribil, dacă a pățit ceva. E vina noastră, fiindcă trebuia să fim alături. Doamne, dacă e ceva, o să am pe conștiință toată viața.
Încetează să mai dai vina pe tine pentru orice. Mama ta e o femeie matură. Ar fi cazul să-și asume ceea ce face. Nu putem noi să ne acuzăm în continuu pentru ce face ea. E responsabilitatea ei. Noi putem încerca să ajutăm, dar restul ține doar de ea. Știu, tată, dar vezi și tu că e la pământ. Cred că săraca nici nu mai e conștientă de ce face. Că altfel nu pot să-mi dau seama de ce și-ar distruge viața intenționat. Auzi? Dar de ce crezi că s-au mutat verișorii ei acasă la noi? Nu știu, dar nu miroase deloc a bine. Ăia mereu au fost niște oameni de toată jena, care căutau doar să profite. Când le dădea erai bun, când nu, te înjurau. Oricum, acum îmi pare rău că am lăsat casa pe numele mamei tale. Dacă e ceva, eu nu pot să mai intervin. Și cam așa a și fost. Verișorii mamei au profitat că ea era beată și au pus-o să le dea casa lor, iar apoi au dat-o afară. Unde credeți că au lăsat-o și am găsit-o? La ghena de gunoi. Era acolo de ceva timp, moartă de frig, printre șobolani cu resturi de mâncare. Nici nu vreau să zic mai multe, că mă doare doar când îmi amintesc. Eu cu tata am luat-o imediat, chiar de ea nu voia, și am dus-o la un hotel. Tata a încercat să rezolve cu rudele ei, însă respectivii i-au închis ușa în nas. Așa că s-a implicat mai mult și i-a dat în judecată, pentru că nu putea permite ca munca lui de ani de zile să ajungă pe mâna unora care nu au făcut nimic cu viața lor. Am mai rămas în țară, fiindcă trebuia să rezolvăm problema cu casa și cu mama. Voiam să o lăsăm undeva în siguranță, deși eu i-am propus să vină cu noi, dar nu a fost nicio șansă să o conving. La un moment dat, când tata a fost plecat să discute cu un avocat și eu eram în duș, mama a fugit de la hotelul de la care eram cazați. Am stat iar o noapte pe străzi să o căutăm, iar ea era la un colț de stradă, beată, cu o grămadă de boschetar. Am încercat să o luăm de acolo, dar nu a vrut și a început să facă scandal și să urle. Atunci tata s-a enervat și a zis că e suficient și el nu vrea să mai lupte pentru ea. Și acum o vom lăsa aici? Nu mai are nici casă, stă cu toți boschetarii. Cum o să ajungă? Te rog, tată, fă ceva, obligă-o să vină cu noi. Poate își va reveni până la urmă dacă primește un tratament sau ceva. Tu chiar nu înțelegi? Nu vezi cât am încercat? Crezi că eu nu vreau să fie ca înainte? Crezi că nu vreau să ne fie bine și nimic din toate astea să nu se fie întâmplat? Logic îmi doresc, dar ți-am explicat. Trebuie să trecem peste. Ea vrea să rămână aici cu oamenii ăia și e decizia ei. Am înțeles, iartă-mă, dar și tu ai încercat dacă ar fi mama ta. Mă doare să o văd așa și să nu pot face nimic. Măcar își va primi casa înapoi? Genul ăsta de proces e extrem de lung. Ea a semnat, însă ca să dovedim că era în stare de ebrietate, trebuie să se implice și ea mai mult. Eu sper să rezolv, pentru că mă enervează să-i știu pe ăia acolo stând bine mersi pe munca mea de o viață și eu să plătesc chirie. Până la urmă am plecat, deși am continuat să avem grijă de mama prin niște vecini. Îi trimiteam mereu bani și aveau grijă să ia de mâncare. Mai mult de atât nu am putut face, din păcate, fiindcă nu voia. Salut, mă numesc Adrian. Eu niciodată nu am avut o relație bună cu profesorii. Însă de la asta până la ajunge să fiu amenințat cu moartea de unul dintre ei, e cale lungă. Dacă vreți să știți cum am ajuns în acel punct și ce s-a întâmplat după cu profesorul dement, rămâneți până la final, fiindcă merită, vă zic sincer. Cum am zis, nu am avut o relație bună cu profesorii, fiindcă mult timp am stat într-un internat. Eu am plecat de mic cu tata în străinătate și el, muncind foarte mult și neavând cu cine să mă lase, m-a dat la o școală cu internat. Pentru cine nu știe, eu și dormeam la școală. Practic, veneam acasă doar în weekend. Ei bine, treaba asta m-a afectat foarte tare, să fiu într-o altă țară, oameni străini, limbă necunoscută și fără tată. Era greu, mă simțeam abandonat. Cel mai probabil din cauza asta am început eu să-mi schimb comportamentul și am început să mă răzbun pe cei din jur, să fiu mai rău. Acum nu mă înțelegeți greșit, nu răneam pe nimeni sau făceam prostii de genul, însă nu lăsam pe nimeni să se apropie de mine, eram rece și absent. La un moment dat am început să am niște probleme serioase cu un profesor de acolo, mai exact profesorul de matematică. Mie niciodată nu mi-a plăcut matematica, iar cum în această școală nu reușeam să mă adaptez sub nicio formă, eram varză mai la toate materiile. Acum, sincer vorbind, aveam și o perioadă în care voiam să-i atrag atenția tatălui meu, ca să mă scoată de acolo, dar era în zadar. Ideea e că acest profesor era extrem de agresiv în caz că ceva nu știam, dar asta se întâmpla doar cu mine și cu un alt elev străin. În rest, cu ceilalți, era un profesor minunat. Chestia asta începuse să mă irite rău de tot și nu eram tocmai în momentul în care acceptam orice. Așa că l-am văzut pe profesor singur pe hol și m-am dus să-l întreb politicos ce are cu mine. Că nu sunt eu singurul prost din clasă și totuși pe mine mai are puțin și mă bate.
Evident că nu a ieșit nimic bun din acea discuție, decât niște amenințări așa iurea din partea lui și neștiind ce să mai fac, i-am zis tatălui meu atunci când m-am întors în weekend acasă. Eu nu mai suport așa. Am un profesor nebun care mănâncă zilele. Din prost și încuiat nici că nu mă scoate. Și știi ce e culmea? Că nu se poartă la fel și cu alții. Adică ieri am fost mai mulți la tablă și nici unul nu am știut. Dar în jurături mi-am primit doar eu și încă un coleg străin. În rest cu ceilalți nu avea treabă. Păi stai așa, explică-mi și mie care e problema. Poate ai fost tu pe alocuri mai nesimțit cu el sau ceva. Plătesc o grămadă de bani să te țin la școala aia și mi se pare imposibil să se facă discriminări prostești de genul ăsta. Ia zi, ce ai făcut? Nu am făcut nimic rău și trebuie să mă crezi. Eu nici măcar nu stau cu vreun coleg sau ceva. Stau mereu singur în banca mea și nu deranjez pe nimeni. Am încercat să vorbesc frumos cu el și să-l întreb cu ce l-am deranjat, dar s-a enervat și a început să mă amenințe cu tot felul de lucruri. Habar n-am ce are. Atunci o să vin eu la școală și am să discut și cu el și dacă e nevoie și cu directorul. Mi se pare absurd să se facă așa diferențe. Sper totuși să nu mă minți că dacă merg acolo și aflu că e problema e la tine, noi doi o să avem probleme. Tata a venit la școală și a discutat cu el. Însă a negat totul și a dat vina pe mine. Și vă dați seama că doar nu era ca tata să mă creadă. L-a crezut tot pe el. Atunci m-am gândit să fac altfel, ca să evit problemele. Așa că m-am apucat să învăț la matematică și să fiu cât de cu minte puteam. Efectiv să nu deranjez pe nimeni. Însă nici așa nu a mers. Domn profesor îmi căuta mereu un nod în papură. Într-o zi ne-am dus cu clasa la o sală de sport unde făceam diferite activități. În mod normal, proful de sport trebuia să vină cu noi, însă a avut o urgență și nu a putut. Și singurul disponibil a fost profesorul de matematică. Ei bine, am ajuns acolo și trebuia să ne urcăm pe un perete de cățărat. Nu știu de voi, însă eu am frică de înălțime. Chiar de mă urc și pe scaun. Știu că pare o prostie, însă e o fobie de-a mea. Domn profesor a tot insistat să mă urc și eu am încercat pe cât posibil să-i explic că nu pot, că îmi vine rău. Atunci el nu a stat de la discuții și mi-a dat una peste cap și mi-a zis că dacă nu urc, nu mai văd ziua de mâine. Eu m-am speriat, dar nici nu l-am luat chiar în serios. Adică părea că m-a amenințat cu moartea, dar mă gândeam că era o vorbă aruncată așa, fără să gândească. Eu l-am sunat pe tata să-l rog pe el să rezolve problema, fiindcă de urcat, eu clar nu mă urcam. Poți te rog să vorbești cu proful și să-i spui că eu nu pot să mă urc pe peretele ăla de cățărat? Am făcut până acum tot ce mi-a zis, am stat cu minte, dar nu pot să mă urc pe ăla. Știi bine cât îmi e de frică de înălțime. Dacă o fac, mi se face rău și poate mai și leșin pe aici. Iar vrei să încep să mă iau la harță cu omul? Încearcă și tu să te urci, măcar două pietre acolo. Oricum o să fii prins și nu ai cum să cazi. Sunt la muncă și nu am chef acum să stau și să explic că ție ți-e frică și să te lase în pace. Hai, te rog eu, fă-o de data asta, iar mai apoi o să vorbesc eu cu cineva și o să explic că ai o problemă. Facem așa? Iartă-mă, tată, dar chiar nu pot. Habar n-am dacă mă înțeles sau nu, dar e o fobie tare urâtă și nu ține chiar de mine. E ceva ce mă ține să nu o fac, mă ia cu transpirații și rămân fără aer, doar când mă apropii de acel perete. Ok, hai dă-mi-l pe om la telefon să văd ce vorbesc. Sper să fie cât de cât înțelegător. Dacă nu, o să caut eu o formă să iau o scutire sau ceva. Tata a vorbit cu el și la telefon părea un om blând și înțelegător. Iar după ce a închis, m-a obligat să mă urc. Pur și simplu m-a ridicat el. Atunci am zis gata. Îl sun iar pe tata și zic tot. Și când să pun mâna pe telefon, luase un cuțit de pe masă și mi l-a pus în față nervos, zicând să las telefonul că mă omoară. Toți care eram acolo, inclusiv adulți, am văzut și ne-am panicat maxim, mai ales eu. Băi, se vedea în ochii omului nebunia. Însă când a fost încercuit de oamenii de la pază, a lăsat cuțitul jos și a zis că a fost o glumă nevinovată. Nimeni nu l-a crezut, evident, și s-au luat măsuri. Au fost chemați și părinții la școală. Și așa am aflat că mai mulți elevi au fost deranjați de el. Dar toți aveau ceva în comun, naționalitate diferită. Se pare că omul avea o problemă reală cu oamenii care îi invadau în ghilimele țara și și-a cam dat arama pe față. Evident că a fost dat afară din școală și s-a lăsat cu mega scandal. Toți părinții erau isterici și mulți își doreau să-și retragă copiii de la școală. Că na, totuși era un internat, dormeam acolo și dacă nu își simt copiii în siguranță e grav. Și tata a vrut să mă retragă și eu am fost cel mai fericit să o facă. Vrei să mergi la o altă școală? Nu mai am încredere în asta. Au fost atâtea cazuri și nu s-a vorbit despre ce se întâmplă. Dacă omul ăla e... Dacă nebunul ăla nu avea o reacție cu mai mulți oameni de față, cine știe unde s-ar fi ajuns? Îmi pare rău că nu am avut încredere în tine de la început.
Ia uite ce se întâmplă când îi ascult pe alții. Eu ți-am zis că e nebun. În fine, prefer să nu mai vorbesc despre asta, pentru că sincer îmi trezește tot felul de senzații urâte. Pentru o secundă am crezut că o să mor acolo. Eu aș vrea să plec de la școala asta, dar vreau la o școală normală, fără internat. Pot sta și singur acasă după ore. Ce Dumnezeu, că sunt mare deja. Asta e tot ce-mi doresc. Dar, auzi, ce o să se întâmple cu el? Ok, ne mai gândim și vedem cum facem. Nu știu ce se va întâmpla cu el. Probabil îl vor închide sau ceva, că totuși a amenințat un minor cu un cuțit. O să vorbesc cu directorul și mă ține el la curent. Știu că toți aveți parte de măcar un profesor nebun, dar zic eu că al meu i-a întrecut pe toți. Ce vreau eu să zic e că ar fi bine ca părinții să-și mai asculte copiii și să-i creadă.